recent declanșat, controlul polițiștilor din cadrul brigăzii rutiere a inspectoratului de poliție al județului Giurgiu a început deja să scoată la iveală abaterile săvârșite ieri în trafic de unii dintre șoferi. Având ca scop principal evitarea ambuteajelor create ca urmare a opririlor și staționărilor neregulamentare, verificarea polițiștilor de la rutieră nu le-a prea priit unora dintre șoferi pentru că mai mult de 60 din aceștia s-au ales cu sancțiuni, iar alți 8 ghinioniști au rămas fără permise de conducere. Acțiunea reprezintă poliției rutiere s-a derulat doar pe parcursul a câtorva ore și numai pe Bulevardul CFR. Asemenea, arterei rutiere amintite și altele vor fi în atenția polițiștilor giurgiuveni, pentru că verificările se vor derula pe o perioadă mai lungă și în mai multe din zonele orașului Giurgiu. Zilnic vom acționa pe diferitele tronsoane, unde avem ambuteaj, oprit staționări neregulamentare. Reamintim conducătorilor auto doar câteva date de ordin statistic în conformitate cu cele declarate de reprezentanții polițiștilor de la rutieră. În trafic pot fi opriți zilnic circa 1000 de șoferi, iar aproape 10% dintre aceștia sunt găsiți în neregulă. Cum zilele acestea continuă controalele pe tema opririi și staționării neregulamentare, evitați greșelile în trafic pentru a nu fi obligați să plătiți pentru ele.